Salut! Mulțumim frumos că ai acceptat să ne prezinți această minunăție, ca să spun așa, pentru străzile noastre din România. Și anume un Chevrolet S10, corect? Extreme. Da. Am înțeles de la tine că nu mă pricep sincer la camionetele astea americane. Că sunt două, S10 C plus S10 Extreme. Sunt două modele, într-adevăr, care au caracteristici diferite. Extreme-ul este mașina care intră mai mult în mașina, în zona, în categoria, să zic așa, mașinilor clasice, viitoare. Da. Și are mai multe dotări din punct de vedere tehnic în plus pe ele decât cel S10 standard. Am înțeles. Sincer, de când am văzut mașina pe internet, ne-am dorit maxim să facem un clip cu această mașină, pentru că e o mașină care nu o vezi în fiecare zi în România. Este adevărat, este... E o mașină destul de rară. Este singura pe care am reușit să o găsesc. De fapt, n-am găsit nicio altă mașină la fel, sau cel puțin asemănătoare, în România. În afară, într-adevăr, am mai văzut, dar nu în felul ăsta se arată. Și mă refer la piața europeană. Da. Bănuiesc că este făcută în America, nu? Da, este făcută în America. Un dragster. Da. E un fel de hot rod, să zic așa. Este făcută în America pentru populația americană, nu pentru export, că se fac diferențe de fiecare dată de la normal, da, spre export. Exact, se fac diferențe mari și la Mustang, da, la toate mașinile. Da. Bun. Mașina ce an este ea? 2001, este, nu? Din 2001. Da. Dar are doar 60.000 de mile efectuate. Adică practic a fost adusă în 2004 în Anglia, a fost cumpărată în 2004 din state și adusă în Anglia, iar din 2004 s-a făcut doar restaurare. Din 2004 s-a făcut restaurare până la finalul lui 2013. S-a schimbat absolut totul la ea. Totul a fost făcut pro sport. Mașina a fost proiectată inițial să ajungă undeva la 500 de cai putere. Și acum cât are? Acum cred că are undeva 350 de cai. Dar mi s-a spus când am luat-o că a avut înainte un chip tuning care o făcea să ajungă la 400 și ceva de cai putere. Acel chip tuning a fost scos ulterior, că proprietarul care s-a ocupat de asta a vrut să o vândă și a fost scos și vândut. Dar mașina, tot ce este pe ea, a fost proiectată să se mai adauge un chip tuning, da, o turbină și nos. Pistoanele au fost modificate, nu mai este, nu mai sunt, spus, da, de pistoane, da, că sunt forjate din titan. Da, da, ca să suporte arborele rosul, cotit este rebalansat să suporte modificările aduse la pistoane, da, inclusiv suspensie, am văzut frâne suspensiile modificate. Sunt racing. Și mi-ai spus încă ceva de apropo de frâne, că vorbeam că sunt modificate, mi-ai spus că există un switch aici, mai exact ăsta de aici, da, care blochează roțile, exact, de pe față, să permită a se face burnout înainte de plecarea la în cursă, în drag racing. Da, da. Da, știi, exact, da, tipic american. Exact. De asemenea, acest switch poate să fie reglat în așa fel încât să țină parțial frânele față, încât să poți să te deplasezi în același timp în timp ce faci burnout. Da, știu cum. Da. Exact, tipic american. Exact. E o mașină drag race, e o mașină de drift și burnout, să zic așa. Da, probabil că asta am și spus că e unică. E destul de ciudat să vezi în România o camionetă. Toată lumea când o vede se uită la ea. E un pic tare. Apasă pe la maxim. Eu până acum mergeam foarte leșera. Stai puțin că e de fapt, da, acum văd, că eu n-ajungeam la pedală cum trebuia. Mamă, dar cum se aude? Ce se aude mai exact? Compresorul, nu? Nu, tobele de eșapament au fost modificate. Avea înainte tobă simplă de eșapament și
s-a făcut, am instalat topă dublă cu twin exhaust și sport. Ceea ce face și sunetul și să crească și în putere pe plasa. Foarte tare mașina. Încă o chestie, văd că și interiorul a fost axat pe racing. Mă refer că avem decât scaunele astea foarte sport, cu centuri în 4 puncte, nu? Da, da. Sport și mai în spate mai nimic. Da, mai este adică un dinghy seat, așa se numește. Dar este tipic pentru mașinile americane. Este tipic pentru mașinile americane să aibă un dinghy seat, având în vedere că nu este double size cabin. Este o cabină simplă și exact, jumătate, ceva exact, de genul. Exact, are decât o ușă, ea nu mai are ușă da, în spate. Da, da, da. Dar de poate să acomodeze încă o persoană în spate la nevoie. Nu, am văzut că ai un mini scaun. Da, 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 care este dotat și cu centură de siguranță și cu toate. Oricum, ciudat că la prima vedere când te uiți la interior, zici, aole, sport, dar uite cât de bine stai în el. Da, deci scaunele sunt foarte confortabil. Scaunele sunt super comode. Cu tiera și cu asta de la ușă îmi vine perfect. Deci poate merge așa până la noi, la mare, înapoi. Exact, exact. Da. Ce vreau să întreb, îmi place aici foarte mult cum ai făcut panoul ăsta și văd că și scrie for racing use only. Și mai exact ce este butonul de start engine, da? Și aia da. Care dă, aici îi pornești practic deci, curentul, nu? Da, fără să ridici switch-ul de curent, nu poți să pornești de la cheie. Da, la Shelby Cobra la fel, ai tăi alimentarea pe curent direct. Iar a fost făcut în felul ăsta în caz de o problemă și trebuie oprit motorul instant, să nu mai stai să dai la cheie, să apeși direct switch-ul jos și întrerupe alimentarea combustibilului. Foarte tare chestia asta. La fel, inspirată din... Dar într-adevăr vine cu butonul ăsta auxiliar, care persoana care o va achiziționa pe viitor trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că în mers, dacă se acționează acest buton, se blochează frânele și poți să ai accident. Se blochează frânele și probabil, nu știu, te întoarce pe dos. Da, și celor care ne urmăresc, da. Mașina este de vânzare. Pentru mai multe detalii o să vă punem acolo anunțul în descriere și persoana de contact, adică pe Angel. Poți să ne spui, Angel, dacă nu, cât, ce preț este mașina, pentru cei interesați? Da, deci facturi am în valoare de 17.000 de lire sterline, care a fost cheltuite pe piese și asta doar din ceea ce știu eu, fără să intre sablatul șasiului și toate astea, absolut totul pe ea, este nou curs. Persoana care s-a ocupat de recondiționat a fost un mecanic în state și practic a scos absolut totul de pe mașină, a fost mașina visurilor lui, ulterior a avut niște probleme și a vândut-o. Dar a scos tot de pe mașină și le-a reansamblat să o facă sport, să o facă să poată ajunge la maximul de performanță la categoria ei. Și s-au cheltuit foarte mulți bani, 17.000 de lire sterline, am facturi la ele. Eu aș vrea să o vând cu 14.000 de euro. Deci 14.000 de euro, cine dorește, noi o să ne ocupăm și noi de promovarea ei. De promovarea mașinii, pentru că chiar merită, este o mașină, cum ți-am spus, unică, după părerea mea, în România. Și de ce nu sperăm, odată vândut acest proiect, poate să mai urmeze și altul, exact. Și la fel să putem să facem și noi o altă filmare. Cu da. Siguranță, da. Angel, îți mulțumim mult încă o dată. Mersi și eu de invitație. Până data viitoare, nu vă uitați să vă abonați la canalul nostru. Vă spunem la revedere. La revedere.